tu mie așa, certurile astea care apar între tine și Christian, sunt de la gelozie? Ești o persoană geloasă? Nu, dar nu sunt certuri între noi doi. Noi ne înțelegem bine, vorbim zilnic. Așa. Doar că nu avem timp să ne vedem. Adică el muncește foarte mult pentru că lucrează la niște cazinouri în Italia, iar eu muncesc foarte mult aici. Și am zis că mai bine punem punct decât să ne terorizăm cu mesaje, cu din astea. De ce nu te muți la el? Na? De ce, ce ai de pierdut în România aici? Să știi că chiar zilele trecute am vorbit cu el despre asta și am zis că poate într-un final o să mă mut acolo. Păi cum, ce am de pierdut? E viața mea până la urmă, nu mă duc să-mi asum viața al cuiva, știi? Da, mă, da. Dacă îl iubești, practic el este viața ta, nu? Păi nu, că eu nu sunt o femeie așa, umbra unui bărbat, eu sunt o femeie, ok. Sufletul meu e foarte bine, eu ți-am spus, eu cu Cristian vorbim zilnic, adică între noi doi este super ok. Da, mă, dar una e să vorbiți zilnic, una e să vă fi împăcat, să fiți împreună iar, că lumea se întreabă acasă. Deci momentan practic voi nu mai sunteți împreună. Păi noi, da, nu mai suntem împreună. Noi suntem prieteni mai întâi de toate. Cu siguranță o să fie o șansă între noi doi. Chiar vorbeam zilele trecute și am spus că o să mai răresc cu joburile pe care le am și o să-i dedic mai mult timp lui. Deocamdată am contracte semnate și chiar nu pot să fac nimic. Transmite un mesaj.